Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou joculeț, la un nou episod. Haideți să vă prezint astăzi ceva jumecher de care mi-a spus un abonat de al meu, mă rog, citeam comentariile și spune cineva la un moment dat Bă, Rafael, încearcă diep.io ce asta? Hai să intru, hai să văd. Bă, îmi place, vreau să fac și eu un episod cu chestia asta, așa că îi mulțumesc persoane care mi-a sugerat, se știe el dacă se va uita și la episodul acesta și um, Cum este? Haideți să vă arăt foarte rapid. Punem numele Rafael și mă spaunez. Sunt 29.000 de jucători la momentul de față, dar fața mea acoperă numărul uh, pentru că cei alte colțuri ale uh, ecranului sunt deja ocupate. Veți vedea. Bun, deci haideți să vă prezint cum este jocul. Înainte să vă prezint cum este jocul, vreau să menționez faptul că merge foarte fluent. Este un joc în browser, în stilul lui Agar.io sau Slider. Eu uh, intri direct în browser pe o planșă, mai mulți jucători online. Da? Ideea e că te mișcă cu W, A, să D, cu mouse-ul se duce uh, țeava, da, ca să poți să te orientezi, să tragi și trebuie să faci level. Vedeți că eu am scorul 30, vedeți aici în colț ăsta cu scorul 66.000. Ce trebuie să fac eu? Eu trebuie să sparg aceste forme, da, încerc să sparg, 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 bine, asta se sparge mai greu pentru că, da, uh, și faci level. Am făcut deja patru levele din chestia aia. Cele galbene sunt cele mai simple de spart, după aia astea roșii și apoi forma albastră pe care am spart-o eu adineauri. Foarte bine. Um, dar care este scopul tău? Uitați-vă că eu am level 8. La fiecare level primesc câte un status upgrade. Poți să-mi upgradez statusul. Poate vreau viață mai mare, poate vreau să mi se regenereze viața, poate vreau să dau mai mult damage, poate vreau să atac mai repede, să încarc mai repede sau să mă mișc mai repede. Acestea sunt statisticile sau statusurile pe care le poți upgrada. Nu prea-mi place locația în care sunt acum, că sunt între mulți jucători. Uh, Uitați-vă la ăla. Uh, ok. Uh, vreau să dau mai mult damage, vreau să atac mai repede, vreau să am viață mai mare și să mi se regenereze și viața mai repede. Câteva statusuri am pus acolo. Cu cât upgradez să dau, de exemplu, damage mai mare, cu atât am să sparg asta mai rapid. Vedeți, adineuri a am stat mult, acum o sparg mult mai ușor. Din 15 în 15 nivele, îți vei upgradea tankul. Ce înseamnă asta? L-ați văzut pe la adinea că avea vreo 4 țevi? Ei, bine, așa se upgradează un tank, uite ce sunt chestiile astea, wow, cineva trage cu el înspre mine, cred, wow, asta e chiar tare, te urmăresc, ok, uh, eu am reușit să ajung doar la level 30, adică să-ți upgradezi tankul doar de două ori, tankul îl upgradezi în mai multe chestii, poate vrei să o avea în față sau în spate, poate vrei să ai două țevi în față, în lateral, în cum dorești tu. dar dați-mi voie, am făcut level, deci vreau mult damage, vreau să... Ok, și să încarcă Uitați-vă la tipul ăsta, cum trage față de cum trag eu. Normal că are un level mai mare. Scopul tău este să bați, uh, scopul tău este să omori alți jucători, pentru că ăștia sunt jucători, exact, ca Nagario sau Slidario, și să domini uh, domin tot, da? Să devii cât mai puternic, să ai level cât mai mare. Adică nu-mi imaginezi tipul ăsta cu 83.000 de mii scor, ce naiba level are dacă eu am 16 la scorul 1000. Mă rog. Um, Câte puncte primești dacă omori un jucător? Asta nu știu. Dacă omori un jucător cu multe puncte, primești multe puncte? Asta nu știu. Nu prea, nu prea am idee. V-am spus astăzi, am descoperit și eu jocul și am să fac și un episod. Dar vedem aici upgrade-urile în stânga. Așa că hai să ne uităm. Vreau să am în față și în spate. Vreau să fiu un machine gun, vreau să fiu un sniper sau un twin. Sniperul este bun. Sniperul mi se pare că dă o bucată, o singură bucată, dar mare. Oh my god! Ce bula! Ok, vreau să fiu un machine gun. Habar n-am, asta înseamnă că voi trage repede, cred. Vom încerca câte... Mă rog, vom încerca mai multe upgrade-uri, asta vreau să zic, și dacă vă place joculețul și vreți să mai facem episoade, nu uitați să apăsați și butonul de like. Um, deja atacăm destul de repede, vreau să mă regenerez mai repede. Viața va fi o problemă, pentru că presupun că vrei să te regenerezi repede. Um, uite, hai să încercăm să-l pe ăsta. E puțin cam dificil să o mori. încerc să-l urmăresc pe ăsta, dar nu reușesc. Ok, um, hai să spargem formele acestea, să mai facem level. Din 15 în 15 nivele, v-am spus, îți upgradezi stancul cu câte o țeavă aia nouă sau ce naiba vrei tu să-i pui. O, oh, 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 o, uh! Am făcut un level, cred. A, un level și ceva. Ale era începător, presupun că de-aia mi-a dat puține puncte. Uh, bullet speed și vreau uh, health Regen și vreau body, de body damage, nu știu ce înseamnă. Uh, avem bullet damage, avem bullet penetration și avem body damage. Abuar n-am ce sunt alea, dar presupun că dai mai mult damage, nu? Oricum, pe la urmă, le vei le abgrada pe toate. Adică eu am scorul 2000 și aia au mii. Ăla cred că deja are totul upgradat și trage ca bunul. Adică e interesant pentru că la slider, eu, de exemplu, Hai să ne de exemplu la Agar.io, dar la Agar.io dacă ai scorul mare, nu prea te pot sparge ceilalți, decât cu formele alea ca să te spargă mai mulți, mă rog. La Slider.io, cu cât ești mai mare, cu atât ai șansa să-i bazi pe alții. Dar te și încurcă pe tine puțin, ați văzut, pentru că dacă ești mare, mori ușor. Însă aici, dacă ești primul, cred că domin tot, adică ați văzut ce tank avea ăla. Un începător -un nici nu are șanse în fața ta. Față la Slider.io cum ăia aveau, adică vine un șarpe de la mic să punem în fața ta și te omoară. Aici e puțin mai diferit. Sigur că pot să-l bat pe unul cu scor foarte mare, dar ce vreau să spun e că unul cu scor foarte mare mă poate distruge instant. Cam asta încercam eu să zic, dar mi-a plăcut ideea jocului, nu știu dacă vă place și vouă, mie mi se pare interesant. Uh, mi-a plăcut și am să încerc și eu. Nu știu. <laughs> pare, pare șmecher. Să face upgrade-uri, chestii, încă n-am încercat toate upgrade-urile. că ne apropiem de level 30. Uh, vreau să mă mișc puțin mai repede. Ne apropiem de level 30. ou uh, nu, boss, nu. Nu, la față. Nu la față, boss. Eu nu trebuie să... A, am uitat să vă spun că dacă intru în formele astea, am voi lua mult damage. Deci pot să mor dacă intru în forme. De exemplu, dacă mă aleargă unul și eu intru în... Uh, nu prea văd viața eu. Nu știu cum se regenerează. Văd că se regenerează, da, dar... Okay. Ar fi să dau damage destul de mult acum. Oh, uh, sparg foarte repede formele. Și fac level 30 curând. Nice, nice, nice. Ca să mai pun încă un upgrade, momentan avem machine gun, uh, dar cred că îți poți, asta e interesant la joc, pentru că îți poți combina în multe feluri tankul. Uh, îl poți poți combina urile mă refer. Ok, hai să l și noi pe David. Trebuie să tragi, trebuie să prezici în ce parte s-ar duce inamicul, știi? Cam așa funcționează aici, dar sniperul e destul de OP, adică am jucat odată versus sniper, mi-a dat o bucată destroyer. Uite mă asta! Uf, știți cât damage de chestia asta? Nu era sniper, era destroyer -ul. Deci știți cât, cât damage de chestia aia? El mi-a spart... dacă tragi în muniția lui sau în ce naiba o fi aia, o spargi. Dar dacă îi dau o bucată ăstuia, iau, nu știu, mie mi-a dat unul și credeți-mă că mi-a luat 80% din viață. Eu te-am omorât pe ăla. Cu o lăvitura, ați L-am omorât. Partea proastă e că îi nimerești ca în greu. Se? Dar dai foarte mult damage. Uite-te. L-am anihilat. Ia. Pfiu, tare. Îi dau o, o bucată și e papa. E bun destroyer-ul Așa m-a bătut unul pe mine odată. Zic, ha bă, că mă feresc, mă feresc, îmi dă una, pa. Rip. Dar e interesant, adică... oh uite, sunt în top! Am 18.000 score. Ups, tare. Îmi place. Dar nici jocul ăsta n-are... Cum ne-am protejit de chestii de-alea când... Cred că ai slăbiciunea distrugerului, Nu pot să mă protejez. Eu trag cam greu. Și dacă... Fii atent? Oh. O să facem level dacă e să omor pe cineva. Ia, ia că să bă băieții. Ii dăm de la depărtare așa să nu știe ce era nimeni. Ho, hu Ești nebun? Nici nu știe ce l-a lovit. Singura parte... Ok, vreau să trag... Bullet penetration... Reload. Vreau reload mare ca să trag repede. Polo, oh, îi dau una aluia de... Îl plictisesc. Fiți atenți? Ah, lol. Ce misto trage la toate părțile. Să facem level dacă e să o pe cineva. Level 43. Uh, la 45, nu? 15 cu 15, 30. Cu 10, 40 și cu 5, 45. Deci la level 45 ar trebui să ne mai punem un upgrade. Hai să vedem. Ia. Mi arată 1.7K. Am impresia că le scorul lui, corect? Oh. Oh. Bila mea e cât corpului. lui. Și nu cam greu. Ia. Mm, mamă, băiatule. Nu îi imeresc. Nu îl Acum, da, trebuie să o omor pe cineva. Oh. Trebuie să omor pe cineva ca să pot să mai fac level. Să atrag... Orice? Nu, Cred că am luat aia albastră și de -aia am făcut level. Uh, ok, o spargem și pe aia. Nu prea găsim jucători. O! Oh. ce zice. Eu pe chestia asta pentru că dai o bucată și l-ai exterminat. Însă poți să ratezi foarte ușor. Opa, fiti atent ca ne batem cu unul șmecher. Ia o șmecher în Încoace. Oh, cât damage! Uf, dar și eu trebuie să mă feresc de alea ale lui. Nici nu știe ce l-a lovit. Vreau să mă duc așa spre el. Care trage, mă? Nici nu iau XP de pe Nu pot să-l limeresc. Trage ca prostovanul și nu pot să-l limeresc. Fuck, dar era solo mora ăsta acolo. Are level mare ăla și nu pot să-l spargi dintr-o singură lovitură. Dar... Uh... Ha, mă, vreau să fac level 45. Să, să, nu mor. Vreau să fac level 45 să vedem ce upgrade ne mai dă. Pentru că ăla poate avea level 45 sau peste. Și își pune multe upgrade-uri, vreau și eu. Hai că le luăm pe Pam, într-o într bucată. 45. a, oh, nu sunt mai pe upgrade-uri? Oh, asta e trist. Ok, uh, în tot un reload să fac scorul mai mare, deci îți upgradezi de 3 ori tankul și atât. Acum vedeți, e interesant pentru că poți să faci build diferite. Vedeți build meu cu destroyerul cu care dau o bucată și eu mor, dar parcă nu e un build atât de bun. Adică dacă nu mai poți să-l upgradezi după aia, nu e chiar atât de OP. Sunt în top, dar nu e OP. Bă, oh, da, da, și dacă la ating. Și dacă la ating, l-am spart de tot. Are scorul 90, avea să spawnat. Vreau să mă bat cu unul pe măsura mea. E vine, mă, coace. Te vedeți, îl mă lovește și nu pot să mă feresc. Ia veniți, mă, băieți, în coace să ne spargem puțin. Bă, măcar sunt în top. 1, 2, 3, 4 sunt pe locul 5. Dacă... Hmm, dacă îl bat Polo Mă mișc și greu. Cred că era să-mi pun în movement speed. Puncte. Ia uite-l pe asta. Ok. Deci nu mai fac level de pe urma lor. Sau 45 e levelul maxim. Oh. 45 e maxim. Deci nu-ți upgradezi toate statisticile. Aha, am înțeles, deci trebuie să. Ok. Trebuie să pui cu cap. Îi cam pe ăstea. Spă cu trei. What the fuck? Hai mă, că vreau să dau domnul OP. pe OP. 13 minute și a zburat timpul efectiv. Nu, e distractiv jocul ăsta, n-am ce zice. E mai distractiv ca leader eu? mmm, nu știu asta. Ok. Stai liniștit, băiete. uite-l pe ăla. cât de aproape a fost. Mă mișc eu cam greu, trebuie să-mi pun... Nu știu dacă ajută punctele în reload, pentru că tot dau greu. Cred că mai bine îmi puneam pe movement speed. Viața se regenerează oarecum. Oh! Mamăi, cum trage ăla voi voi... Wow! Wow! E și nebun. Adică ăla e mult mai open în comparație cu mine. Hai ma. Cum n nu-l omor Nice Cât scor am făcut? 40.000 Dar n-am văzut cât am luat de pe el Oare iau eu tot scorul? Adică el avea 20.000 și eu am 40. I-am luat eu alea 20.000 de puncte sau cum? Mă bag în el Oricum e finalul de 50.000 Ce n-ai bani? Uu, 62. Cred că mi-am descoperit vocația băieții Trebuie să mă bag în ei Trebuie să intri ca lumea în ei. Oricum, şi... sunt primul. Ce vorbim mă din ea că ești -o pe dacă ești primul și sunt primul. Vai de capul meu. Prea tare build-ul ăsta, v-am spus. Așa m-a spart și pe mine unul prima dată când am jucat. Ok. Păi, eu zic că putem să încheiem episodul. de am atins celul Sunt cel mai tare de pe toată harta. Am cele mai multe puncte. Aparent, level 45 este maxim și nu-ți poți upgrada tankul de mai mult de 3 ori. Uh, dar vreau să mai încerc în episoadele viitoare și alte build-uri Se mișcă repede și nu pot să ajung la el Asta e beleaua mm. oh, Tinere 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 Bă mă lași Mori, boss! Easy, boys! Nu se pune cu bossul că îi dau o bucată și îl las la... <laughs> Dar vreau să încerc chestia aia cu triunghiurile. Ați văzut că avea la din toate părțile triunghiuri. Da. Oricum, sunt mai multe chestii de încercat. Vom încheia aici episodul. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!